to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the brave did not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chest from afar, to try when your arms are too weary. Wish bad. Cât de plină e vocea când face din mă. This is my quest, to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause. So be willing to march, march into hell for that heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, that my heart will have peaceful when come. To my rest, my rest. Yeah, the world would be better for this. Deci pentru mine e Jennifer Hudson. That woman scorned and covered with scars, so strong. Acasă toată lumea. Am crezut cu toții că Andreea Carina este doar o fetiță care știe să cânte ca mulți alți copii la 11 ani. Nimic neobișnuit până aici. Mulțumesc. Și deodată, un glas dumnezeiesc a preschimbat platoul de filmare în cel mai electrizant loc din lume. Mai aveți treabă? Eu zic să... Hai să închidem și să mergem, că nu mai are rost să... Ce este... să mai... 11 ani! Într-adevăr. Tu minți. Eu vreau, deci, să prezint, Carina, vreau să ai se cumva prezinte, vreau să certificat se prezinte de naștere, cu carne de note. Am certificatul de naștere, corect? Da, da. Avem l-am. O copie. L-avem. Tu, Andra, poți să faci legătură între timbru vocii ei și... Eu ți-am zis în timp ce ea cânta. Pe mine interpretarea ta m-a dus la marea voce și mare artistă Jennifer Hudson. Ai puterea să te duci înspre vocea ei. La 11 ani. Da, mă, este și incredibil. Să ne înțelegem, Jennifer Hudson este una dintre cele mai apreciate și cele mai iubite artiste. Mi-e foarte greu să înțeleg cum un copil de 11 ani reușește să cânte așa. Și singura explicație este Doamne, Doamne, așa, care dă foarte mult talent unora. Mulțumesc. E extraordinar. Bă, povestea e în felul următor. Deci, din clipa în care a început să cânte, în primul rând că m-a lovit timbrul tău, trebuie să spun sincer. Mulțumesc. E o atitudine, în primul rând, înainte de toate, care denotă așa o maturitate
în fața căreia mă predau, pur și simplu. Problema cea mai mare este că în timp ce Andra mi-a arătat pielea de găină, deja de două ori se cutremurase și la mine. Și de când am terminat numărul tău, mă uit că sunt într-un nivel de stres mare. Adică pulsul nu vrea să scadă, cam asta e povestea. Și întrucât nu vreau să apelez la ajutoarele noastre medicale, singura soluție pe care o văd la dispoziție și sper să fac puțină dreptate, eu cred că tu meriți lucrul ăsta. Participarea la România au talent înseamnă pentru Adriana schimbarea pe care o aștepta, renașterea, certitudinea că oamenii n-ar putea trăi fără bucuria pe care o aduce arta. Doar oamenii sunt anume făcuți să primească stări, emoții, gânduri și intenții nerostite, să transforme orice mică bucurie într-o stare de grație și de bine. Wow! Mulțumesc tare mult! Ce frumos a fost! Mamă. Ce frumos și câtă emoție. Eu cred că elevii de la școală, acum când au văzut momentul ăsta, au zis: mami,
E doamna profesoară la televizor. Uite ce frumos cântă. Îți dai seama cum o să aștepte ei. I-ați făcut tare mândri. Sper din toată inima. Iar pe noi ne-ați bucurat. Mă bucur. Cu prezența, cu o asemenea interpretare pe o melodie atât de iubită și de celebră. Frumos. N-am ce să spun mai mult. Când e totul perfect, foarte, foarte bine. Mulțumesc frumos. Doamna profesoară, a fost un moment foarte frumos. Am trăit cu emoție, mai ales momentul final, pentru că toată lumea așteaptă să vadă. Da. M-am uitat să văd unde cânt și am văzut că erai foarte sus. M-am întors către Andra și am zis, mamă, s-a dus acolo sus. Am avut niște emoții, dar toate emoțiile alea s-au transformat în niște valuri care au continuat și după ce s-a terminat interpretarea ta. Mulțumesc. Deci e de foarte, tot. Foarte bine ceea ce am văzut. Mulțumesc frumos. Și sunt ferm convins că un om care cântă atât de frumos nu poate fi decât un profesor foarte bun. Și eu sunt ferm convins că tu ai acest talent, aceste abilități de a-i face pe elevii tăi să fie cel puțin curioși să descopere frumusețea muzicii. Dragoș? Pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută. Am și închis ochii așa de câteva ori. Am avut senzația că sunt la un concert. Mulțumesc frumos. M-aș bucura să fie momentul din seara asta, momentul în care vă porniți sau vă restartați cariera în muzică ca și cântăreață. Doamne ajută să fie așa. Bobo. Bobo. Trebuie să zic și eu ceva, să știți. Doamna profesoară a ajuns și la mine. Dar ambitul, sul. Vibrato, ul. Falsetoul, înaltele, acutele. Da, aia, bravo, bravo. Perfect toate, adică le-am verificat la nivel și erau reglate cum e reglat ăla. Deci, ce să mai zic? Mi-a plăcut. Când ați ridicat atunci la final, eu am strâns de scaun. La mine, când se duce vocea așa, la mine e și pericol. Că nu înțeleg, când trece de așa și am zis, iese cu bătaie. Dar foarte frumos, bravo, felicitări. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Expertul nostru în tehnică vocală, Bobo. Cred că merge mai departe, doamna profesoară. Eu vă dau un dans, speranța că vă mai văd odată. Mulțumesc frumos. Dragoș. Tot da. Mulțumesc. Andy. Doamna profesoară, susțin, dacă vă doriți o carieră pe scenă, eu susțin pentru revenire. Asta sunt un da și de la mine aveți. Mulțumesc frumos. Și vin și eu cu al patrulea, da? Și mulțumesc. Susțin să mergeți în etapa următoare, unde vă vom revedea cu mare, mare drag. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. Oh, aria, aio, oba, oba, oba. I think you guys might know how to sing this one. Oh, aria, aio, oba, oba, oba. Oh, 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 aria, hayo, oba, oba, oba. You don't have to be beautiful to turn me on. Prince. Woo-hoo. Just need your body, baby, from dusk till dawn. Don't need experience to turn. Don't have to be rich to be my girl. You don't have to.
bow, la 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 la. Te-ai edificat? Da, mi-am dat seama. El este un brazilian foarte talentat. Știe să cânte la chitară, dar pentru niște seri de vama veche, așa, nu mai mult de atât, nu m-a dus în poveste. Iar faptul că se duce dintr-o melodie în alta, nu știu, mie mi-a dat de înțeles că nu știe una întreagă, atâta tot. No worries, everybody's allowed an opinion. Pare rău, man, na, nu m-a... I don't like everything either, so... Mi se pare că România au talent înseamnă așa, e o provocare specială întinsă oamenilor care au curajul să vină să-și arate talentul, au la dispoziție 2 minute și jumătate să facă ce cred ei că pot să facă mai bine astfel încât să iasă show. Ceea ce vreau să spun este că, în opinia mea, Murilio este un muzician foarte bun, foarte talentat. Mi-a plăcut și ce ai ales. Thank you. De data asta v-ați înșelat, să știi. Omul e chiar foarte tare. Pe mine m-ai cucerit cu prima alegere. Iubesc faptul că te bucuri de ceea ce cânți și bucuri și pe alți oameni. Și cred că asta e esențial. La mine a funcționat, m-am simțit bine. Thank you. Haideți să și votăm. Te rog, Bobo. Da. Andy, te rog. Și eu sunt convins că nu m-am înșelat, așa că din partea mea are un da. Dragoș. Din respect pentru oamenii ăștia nou veniți la pupitrul România au talent, o să dau și eu un da astăzi. You like Backstreet Boys. Andra? Evident că este un da și din partea mea. Thank you so much. Murilio, ne vedem în etapa următoare și îți mulțumim de vizită. Mulțumim frumos. Thank you so much. Thank you guys, thank you very much. Ia mă să vedem cum cântă Celine Dion.
Ce drăguț! Vă mulțumesc! Dragoș, sunt două variante. Ori ne-a păcălit, ca să ne surprindă după, ori e într-adevăr modest. E modest. Este. Uite, sunt foarte mulți oameni talentați, care sunt plini de ei. Bă, da, plini de ei. Și vezi acolo pe scenă și oricât de buni sunt, parcă e ceva așa care te... Nu știu, nu-ți vine să te bucuri cu ei. Când se nimerește să vezi și talent, și bun simț, și modestie, și emoție în aceeași persoană, e așa o bucurie pentru noi aici la masa juriului. Și eu cred că le ai pe toate astea. Vă mulțumesc! Sunt total de acord cu tot ce ai spus. A fost o surpriză plăcută să aud o voce atât de frumoasă. M-a surprins modul în care ai cântat acest cântec, cumva impostat înspre muzica clasică. Da. Pe mine m-ai vrăjit, ești magic, ești exact ca și sezonul nostru. Felicitări! Vă mulțumesc! Cum s-a văzut de acolo din partea dreaptă, Andy? În lojă. S-a și văzut foarte bine, s-a și auzit foarte bine. De unde credeam că o să fie ceva care nu e tocmai bine, s-a dovedit în final că a fost de-a dreptul excepțional. Marian, nu? Marian? Da. Marian te cheamă? Mardale, Gabriel Marian, da. Da, Marian. Eu când am auzit melodia, pentru mine e ușor fâsâită după timpul Titanic, dar acum nici nu comentez cinematograful din Amara. Între timp a apărut și Avatarul, cred că săptămâna viitoare ajunge și la voi. Ai văzut și filmul? Au văzut părinții lui filmul. Da, au văzut părinții și m-au dat afară din cameră, că... Na. De ce? Nu se face așa ceva! Nu, stai puțin, nu tot filmul. Probabil că la anumite secvențe, nu? Da. Da, la anumite secvența secvențe. Acolo, în cală, în cala vaporului. Acolo, acolo. Când se bate ei în mașină? Da, 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 în mașina. Când se bate el cu ea în mașină și... Da, și se aburez geamurile de la... Dar e mai bine să nu vezi ce s-a întâmplat acolo, pentru că el o sugrumă acolo și ea cere ajutorul. Păi așa s-a născut el. După Titanic. Marian, din partea mea e un da în seara asta. Mulțumesc. Este un da și din partea mea. La ce abilități muzicale are Gabriel? Stați voi liniștiți că știe el Titanicul pe din afară. Ai un da și de la mine. Mulțumesc. Eu te rog să te duci acasă, să mai vezi câteva filme, pentru că trebuie să pregătești încă o piesă pentru etapa viitoare, puțin, pentru că ai 4 de dați. Wow. Like a movie scene in the sweetest dream, I've pictured us together. Now to feel your lips on my fingertips, I had to say. So long, waiting for tonight.
Atât? Atât a fost? Așa de scurt? Mulțumesc frumos! Nici eu nu știam pe asta. Și cumva... Un fel de piano solo, așa, nu? Da, 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 da. O interpretare corectă, curată, frumoasă, simplă și la obiect. Ați apreciat publicul? V-a plăcut? Foarte bine. Acasă, la fel, s-a apreciat. Dar să vedem acum părerea specialiștilor. Dragoș. Andra! Andra, cum ți s-a părut momentul? La un moment dat am avut impresia că nu... Cumva că nu auzi ritmul. Un pic, da. Nu? Și ai venit mai în față, da, ca să auzi mai bine. Da, prea târziu am venit mai în față. Dar oricum mi-am dat seama că e o problemă de faptul că nu auzi acolo atât de bine. Dar la cât de bine cânti? Mulțumesc mult. Ce mai contează că nu s-a auzit acolo? Adică, vezi, în momentele astea, spui, n-a contat. Mulțumesc, n-a contat din suflet. Pentru că ce s-a auzit a fost foarte frumos. Mi-a plăcut. Mulțumesc din și suflet. Și ce am văzut... Cum arăți, ca și artist, și ce am auzit. Bunicule, tu? Sunt foarte mândru că reprezintă orașul în care am copilărit. Într-adevăr, ai cântat foarte, foarte frumos. Mulțumesc mult! De la mine ai un da? Mulțumesc mult! Andra? Răspunsul meu este da. Mulțumesc frumos! Dragoș. Și din partea mea e un dans seara asta. Iată, mulțumesc mult. Cu 4 de da, ne revedem curând. Mulțumim frumos! To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to ride the unrightable wrong. Oh, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are not too weary, to reach the unreachable star. For this, that one man scorned and covered in scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable.
N-avem nicio treabă, nu vezi? A venit pentru tine, e clar. A venit doar pentru Năsuc, Andy, Bobo. Zi, zi. Părerea mea e că noi suntem degeaba la masa asta. A venit exclusiv pentru Andra. Da. Așa am simțit eu, da. Și prin felul în care a cântat, toate inflexiunile astea vocale. Știi ce m-a mirat? Că ai ales o piesă care n-are de-a face cu niciuna dintre piesele vestimentare de pe tine. Tocmai asta a fost cumva și intenția mea, pentru că toată lumea când m-a văzut așa îmbrăcat la preselecții, a spus că tu o să cânti cel puțin, nu știu, Rihanna, Beyoncé. Ești un personaj complex, cum se spune, da. Fie, n-are nicio legătură cu muzica, e o părere. Dacă mă înșel, îmi cer scuze în avans. De la primul pas pe care l-ai făcut pe scenă, mintea ta a fost doar la dacă nu cumva sunt prea tăiați pantalonii. Mie așa mi s-a părut. Mi se pare că în timp ce cântai, încercai să te concentrezi la cum ești îmbrăcat. E păcat. Cred că poți să cânti. Cred că trebuie să te relaxezi puțin mai mult și să te bucuri de momentul ăla pe scenă. Pentru că dacă intri pe scenă, bucură-te de alea 3 minute sau o oră sau cât ai, cât de mult poți. Știi? Asta este sfatul. Andra! Înțeleg foarte bine de ce are tendința să exagereze cântatul ăsta și să nu se bucure cum ar veni de interpretarea asta, pentru că dacă a făcut o pauză și acum a venit să demonstreze, exact, e necântat și vrea să vadă, e bine, vă arăt tot ce știu. Ești foarte talentat, sigur, asta e, cred că asta e partea principală, dar sfatul meu este să te relaxezi și să te bucuri de muzica pe care o cânti. Mulțumesc. Cum să te relaxezi când știi cât de mult te-ai pregătit pentru acest examen? La vârsta de 4 ani, Vladimir a început să ia lecții de canto. Apoi a dorit să devină un zeu al esteticului, cum ne-a mărturisit. Studiază moda la Institutul Marangoni Fashion Styling din Milano și crede că își poate multiplica talentele dacă le urmează conștient de valoarea și importanța lor. Vladimir, o să votăm acum prestația ta din seara asta. Andy. De la mine are un da. Mulțumesc. Andra? De la mine ai un da. Mulțumesc. Da, din partea mea are un da. Dragoș. Meriți, da, cel puțin pentru încurajare, dar și pentru ce ai făcut în seara asta. Mulțumesc. Ai un da și din partea mea. Bravo. Ai obținut 4 de da. Mulțumesc foarte mult.